Foarte mult nu ne-a plăcut treaba asta, dar o zicem. Am sunat-o pe mireasă. Țeapă. Doamne, doamne, ce... Dar unde-or fi ăștia? Ce mojircie. Și le-am dat eroare tuturor. Am strigat toată schema, am strigat. Și nu am regretat. Haideți că s-a terminat și nunta și noi nu am apucat să vă spunem concluziile, nu am apucat să vă spunem ce nu ne-a plăcut. Și... cel mai important și ce ne-a plăcut. Să nu credeți că am venit nepregătiți. Ne-am făcut o listă cu ceea ce ne-a plăcut și o listă cu ceea ce nu ne-a plăcut. Da. Lista se află la Cristina în mână și vom începe cu primul lucru de pe ea, care este? Un lucru total neașteptat. Nu știu dacă am mai zis-o pe aici, dar eu nu sunt fan cafea. Nu-mi place nici gustul și nici nu are un efect energizant asupra mea, așa că nu am nici cel mai mic motiv pentru care să beau cafea. Și aflându-ne noi la mireasa acasă, părinții ne-au rugat cu o cafea. Eu am refuzat, Mihai, bineînțeles că a spus da, chiar dacă nici el nu prea bea cafea, dar este foarte mare fan. Ice coffee! Deci vă rog frumos, Iacobs, dacă vedeți. Și nu am regretat că am acceptat această cafea, asta pentru că... În momentul în care am gustat cafeaua aia, făcută de mama miresei, mi s-a schimbat lumea cafelei, deci efectiv, parcă era o ciocolată caldă cu o tentă de cafea, era foarte cremos, era foarte dulce, dar nu atât de dulce încât să mori în drum spre aeroport. Sau încât să pui jumate dintr-o cană de zahăr și restul cafea ca în timpul facultății. Da, dar nu știu ce a făcut și nici nu vreau să știu. Vreau să rămân așa un mister, o enigmă și doar în momentul în care ajung în acel loc să pot să simt acel gust. A fost excelentă cafeaua. De acum încolo nu o să mă apuc să beau cafea, dar măcar știu că există acolo undeva o cafea excepțională care la nevoie o să mă aștepte. Deci când avea Cristina chef de cafea, să știți unde ne găsiți. La Târgu Jiu. Haideți cu numărul 2 de pe listă. Da, deci haideți să vă spun. Înainte să înceapă nunta, eu am sunat-o pe mireasă și am zis, te rog, spune-mi programul ca să-mi notez, să știu exact ce se întâmplă, când se întâmplă, să fiu pe fază. Și mi-a spus ea prima dată cununia la mire acasă, apoi venim la mireasa acasă pentru că este seara dansantă, a doua zi se bărbirește mirele, se duce mireasa la apă. Cu toate că nu s-a bărbirit. N-am fost de față, da? Eu l-am văzut că seara înainte avea același păr pe față. Să ne spune, să comenteze aici, să ne dea el un comentariu, spune-ne, domnule, ce s-a întâmplat, s-a unde barba ți-a pus-o la loc, cum s-a întâmplat cu ea. Apoi, în unia religioasă, îmi aduc eu foarte bine aminte că ea a făcut o pauză atunci și am zis, și apoi este restaurantul, nu? Și a zis da, și apoi restaurantul, a doua zi ciorba de pătrace, e, așa a rămas, eu mi-am notat exact așa. Și a doua zi la ciorba de pătrace se tot vorbea de un pahar care a stat pe o masă pătrată, care trebuia să se răsucească, să se spargă sau nu se spargă. Erau niște detalii care nu aveau nicio legătură cu ceea ce văzusem noi în toate zilele astea și am zis, bă, stai un pic, ce pahar, ce masă, ce... cine s-a învârtit, ce a făcut. Și, de fapt, între cununia religioasă și restaurant, mai era o etapă pe care noi am ratat-o. Pentru că... nu știam că există. Și pentru că ne-am grăbit să ajungem înapoi la hotel ca să ne aranjăm pentru... Marea petrecere. Tot la ciorba de potroace, ni s-a întâmplat o chestie foarte mișto, la care nu ne-am gândit nici în cele mai adânci visuri ale noastre, pentru că stăteam liniștiți, eram noi doi în casă și încercam să uploadăm pe iCloud acele fișiere de la nuntă, nu a mers internetul în tot Târgu Jiu, nici pe Vodafone, nici pe Telecom, nici pe Orange, pe nimic n-am. Asta după ce am fost la mall și am zis, băi, la mall internetul zbârne. Ne-am dus la KFC, ne-am luat ceva de mâncare, am intrat pe netul lor, țap. Am luat cartelă de la Orange, zic, băi, pe Orange, pe date, sare în sus, rachetă. Am intrat mort. Da. Ajungem acasă la mine, zic, băi, tu ai internet din ăsta de la provider, nu? Doar era cu cablu, trage, zic, gata, mă, Cristina, uite că s-a rezolvat, pune-l. A intrat
țeapă, nimic. Da. Până ne-am întors acasă, nu s-au aplaudat. Da, și nici când ne-am întors acasă, că m-am enervat eu cu... Ne-am lăsat doar pe memoria externă. Ce-am luat degeaba cartela de la Orange. Da, și revenind la ceea ce s-a întâmplat, stăteam acolo în camera cu Wi-Fi, că ne-am dus la cel mai apropiat punct de Wi-Fi. Aproape și... am pus laptopul pe Wi-Fi. Da. Și dintr-o dată vedem că tot crește numărul de urmăritori pe Instagram și numărul de abonați pe YouTube. Și nu știam ce se întâmplă. Și apoi, când am intrat să vedem cine ne urmărește, ne-am dat seama că erau oamenii de afară care stăteau și vorbeau despre cum a fost nunta, pentru că tocmai ce postasem niște story-uri pe Instagram de la nuntă și mireasa a repostat story-ul pe care eu l-am pus. Toată lumea care era acolo l-a văzut de pe Instagram-ul ei, a intrat la noi, a zis, bă, stai că parcă sunt ăștia din casă. Ăștia care se chinuie la încărcare. Da? Băieții cu internet. Da, și cred că am primit vreo 20 de follow cam și 20 așa, de abonați. Ce au fost instant. Așa, da, la ciorba de putrace, da. Deci, și... hai cu ciorba de putrace. Unde e ciorba de putrace, chemați? Revenim. Da, mulțumim foarte mult. Mulțumim aici, da, pentru... Și Miresei și tuturor celor care s-au abonat și care s-au uitat la videoclipuri. Și în cazul în care nu v-ați abonat, știți că acolo un mic butonel care roșu scrie abonează. Atât trebuie să faceți click și s-a terminat. Tot ce trebuie să faceți e să-l faceți gri. Da. Să nu mai fie roșu. Exact. Revenind un pic la petrecere, am spus-o și atunci pe video, dar n-am mai lăsat-o pentru că deja era prea lung și am zis hai să las doar esențialul și partea asta o pun la concluzie, așa că revin aici și vreau să vă spun că în momentul în care dansam hora aceea lor specială și sârba și se tot încovrigau oamenii, se făcea spirala aceea. Și nu mai venea brâu și nu mai venea brâu. Da, eu stăteam și mă uitam la doamnele prezente la petrecere și am observat ceva ce până acum nu am mai observat și anume o eleganță aparte, o simplitate aparte, pașii. Deci când te uitai la toată lumea, nu știu, zici că erau făcuți pe calculator, deci toată lumea avea exact același pas. Când era înainte, era înainte, când era la dreapta, era la dreapta, nimeni nu făcea niciun pas în fața celuilalt sau în spatele celuilalt, era totul coordonat. Asta până am intrat eu în acea oră și le-am dat eroare tuturor. Am strigat toată schema, am strigat-o. La mine era pe dos. Când eu eram în față, eram în spate și tot așa. Mai ales atunci la... Ne-am rămas noi 5-6. Da, atunci cred că se uitau de... Doamne, ce... Dar unde-or fi ăștia? Ce mojircie! Da, deci v-am spus și în videoclipul acela, dacă nu l-ați văzut, trebuie să-l vedeți. La ultima horă specială la care am fost cu Mihai, mergea din ce în ce mai multă lume și nu aveai cum să fii doar așa într-un cerc. Se forma ca o spirală, da? Se desprindea și începea așa să se creeze în jurul lui. Și fata care era lângă noi s-a desprins și ne-a luat și pe noi. Și am intrat și... în cerc. Da, dar nu... Nu s-au luat și ceilalți după noi ca să formăm o spirală? Eram noi patru. Da, deja am rămas noi patru oameni. Știam, adică, uite, da. Că știa, dar eu nu știam fata aia, de-abia începuse, da, doar încă o altă fată știa așa mai bine. Pe lângă faptul că știa foarte bine, a zis să-i mai adauge așa un pic de sare și piper și a mai băgat niște mișcări și... Și nu aveam nimic. Și s-a prins și mireasa cu noi și eram noi cinci care nu dansam în niciun caz hora aceea. Era ceva, era horă, era sârbă, era geampara, alergam, săream, nu știam ce facem. Știți cum sunt aia din ultima bancă la școală? Eram noi scoși în față, acolo, hai, bagă, da. Ce știi, bagă. Cam așa da, a fost. Da, deci asta vreau să punctez. Mi-a plăcut la nebunie această simplitate și eleganță care s-a văzut și în costumație, și în coafură, și în accesorii, pentru că la celelalte nunți la care am fost, erau foarte multe accesorii foarte grele, cercei, lănțic, brățară, inele, coafuri din acelea foarte tapate, foarte, adică se vedea că te-ai dus undeva să te coafezi. Aici lumea era mai lejer, mai ales eu,
Deci doar mi-am îndreptat părul și mă simțeam așa, zic, aolo, mă duc așa cum mă duc în fiecare zi oriunde m-aș duce, nu fac și eu nimic special, dar lasă că dacă văd eu vreo idee pe acolo, îmi iau agrafele și mă fac repede la baie, dar când am văzut... Și mai ales că avea și chitroadă cu sut, îmi mai făcea și ceva cu cosea repede o bentiță sau ceva. Da, dar când am văzut că toată lumea este pe același vibe, m-am bucurat super mult și a fost o petrecere super reușită și ne-au confirmat și mirii, să știți, că o să facem o a doua petrecere doar cu brâuri și cu toate dansurile acestea speciale care se regăsesc la ei în zona. Asta o facem la București? Da. Sau cine știe, poate facem într-o locație din această selectă, privată, secretă. Da, ne-a și promis. Și acum, pentru că știu că toți așteptați, toată lumea așteaptă, până și Miri se uită cu ce așteaptă, haideți să vă spunem ce nu ne-a plăcut. Eu zic să vă țineți bine, pentru că nu mi-a plăcut nici mie, nici Cristinei, foarte mult nu ne-a plăcut treaba asta, dar o zicem, nu ne-a plăcut... Că a trecut foarte repede. Da. Aia e toată problema. Nu știm când am condus, când am ajuns, ce am făcut, când am dormit. Da. Nici aia nu știm. Cum am dormit. Când ne-am rătăcit prin pădure. Când ne-am trezit la 1 noaptea în pădure. Nu știm lucrurile astea. Au trecut toate așa printr-o clipire și ne-am trezit pe drum spre casă, unde ne-a prins o ploaie puternică, foarte puternică pe autostradă. Haos. Și ba chiar am rămas și cu un suvenir de pe ieșirea de pe autostradă, o pietricică care a sărit în parbriz și l-a ciobit un pic. Da. Asta este. Rămâne acolo suvenir, ne aducem aminte că e de la nuntă. Da, din păcate a trecut foarte, foarte repede. N-am apucat să ne bucurăm atât de mult, zic eu, dar nu-i nimic. Când ne întoarcem la petrecerea de care vorbeam, ne întoarcem și la o ședință foto pe care le-am mai promis-o mirilor. Deci, ne uităm la videoclipurile pe care le-am postat. Și acum să vă spunem și un pic așa, un detaliu pe care l-am omis, băi, și îmi pare rău de tot că am zis în ziua în care am plecat că o să filmez și am uitat complet. Atunci când am fost la hotelul Ramada, după nuntă... Mi-au sărit. Deci, voi să vă așteptați la ceva extraordinar acum, da? Deci suspansul e la cote înalte. Așteptați să vă zică. Da. Eu asta m-am băgat în suspans. Da, melodie deci... E în momentul în care ajung într-un loc, în orice loc, nu contează ce clădire este, eu mă uit la detalii. Cum s-a pus parchetul, cum s-a dat cu lavabil. Îmi place foarte mult să mă uit la aceste detalii și să găsesc ceva bun, ceva care să mă inspire, ceva care să laud. Și la Ramada, pe lângă faptul că lăudai absolut orice centimetru, pentru că era totul la dungă, la perfecție făcut, ceva ce m-a surprins tare de tot și unde n-am văzut nici măcar în hotelul de 5 stele la care am fost, este că acolo unde se îmbina faianța la unghi de 90 de grade, era pus un kit siliconat. Extraordinar! Băi, Cristina, cum Dumnezeu ar fi făcut? Până acum nu am mai văzut așa ceva. Deci da. am dat așa cu mâna, m-am uitat la el, am admirat, zic, Doamne, cât ce kit-ul! Da, asta pentru că la îmbinăturile de 90 grade se pune un profil din acesta de plastic sau de metal. Da. Efectiv, unea colțul și se vedea foarte mișto. Acum trebuie să-i dăm merite celui care a lucrat acolo, da. Că probabil oricine l-ar folosi n-ar putea să-l scoată așa. Da, dacă știți cine a lucrat la hotel Ramada și mai ales cine a pus kitul ăla în camera în care am stat noi. În camera, o stop. Vă rog, lăsați-ne în comentarii că pentru proiectele noastre viitoare, când o fi, facem un contract, vă contractăm. Îl rezervăm de acum pe acel om. Da. Și ultimul lucru pe care l-am trecut eu aici pe listă este iubirea nemai împărtășită pe care Vivi ne-a oferit-o. Deci, ca să vă dați seama, ea nu este o pisică care să se dea pe lângă tine, să doarmă cu tine, să nu. Ea este foarte independentă, trebuie să o lași în pacea ei acolo, să facă ce vrea ea, cum vrea ea. Și a fost odată, ca niciodată, la început de tot, când dormea la capul Cristinei și odată când a dormit pe mine. Și pe mine. Și pe Cristina. Deci, de mult. Dar de atunci nu mai s-a maturizat și s-a depărtat de părinți, cum este normal.
Așa că trebuie să oferim spațiu și să o lăsăm în pace. Da. Ceea ce și... am și făcut când am mers la Târgu Jiu. I-am lăsat 5 zile cât spațiu a vrut ea. Și apoi, când ne-am întors, s-a pus între noi și să te ajuns de uită, s-a uitat la noi. Unu bala. Wow, ați venit acasă, wow. Și să nu credeți că n-a avut mâncare sau ceva din cauza asta făcea. A avut mâncare la discreție, boabe la discreție, și plic. Și pupuleț în fiecare zi. Deci, i-a fost dor de noi, oameni buni, da, ca să vă dați seama. Nu i-a fost dor de mâncarea pe care o dăm, nu i-a fost dor de noi. Ceea ce pentru noi a fost... Wow, da. Ne-a spart minte. Ce-i mă, iubita, mă? Ce-i mă? Vai! Da? Aolo! Doamne! Mulțumesc! Da, mulțumesc că ți-a fost dor de mine! Da, și mie de tine! Și cu acest ultim punct despre iubirea neîmpărtășită a lui Bibi, care acum s-a împărtășit, încheiem acest clip cu concluzii de la nuntă. Îl încheiem cu o mare mulțumire către toți oamenii care au fost acolo și cu care ne-am simțit bine. Așteptăm petrecerea nebună cu toate dansurile și ședința foto pe care am promis-o și ne auzim cu următorul video. Cu bloopers-uri de la nuntă. Am zis că venim cu bloopers, am venit. Așa că, fără introduceri prea lungi, ca de obicei, să intrăm direct în pâine.